Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează cea de-a noua ediție a Conferinței Internaționale Student în Bucovina. Evenimentul are loc pe data de 18 decembrie 2020 în format online și se va desfășura sub egida Ministerului Educației Naționale. La această ediție a conferinței Student în Bucovina, organizată de Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul USV, vor participa aproximativ 100 de studenți de la programele de studii de licență, masterat și doctorat, care vor reprezenta următoarele universități: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova, Universitatea Națională de Tehnologie Alimentare din Kiev, Ucraina, Universitatea Națională Yuri Fetkovici din Cernăuți, Ucraina, Universitatea de Stat de Medicină din Cernăuți, Ucraina, Academia Națională de Tehnologie Alimentare din Odessa, Universitatea de Stat de Tehnologie Alimentare și Comerț din Ucraina și o universitate din Polonia. Evenimentul se adresează exclusiv studenților, având rolul de a-i ajuta să deprindă interesul și abilitățile necesare pentru cercetare, începând de la nivelul studiilor de licență. Prezența studenților din alte centre universitare românești și din străinătate dovedește prestigiul internațional al conferinței și în același timp reprezintă o nouă oportunitate pentru Universitatea Suceveană de a dezvolta proiecte didactice și de cercetare în parteneriat cu alte centre universitare.